Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție Adevărul Live. Astăzi este o ediție cu adevărat specială, pentru că vom discuta unul dintre cele mai fierbinți subiecte, serialul momentului, și este vorba despre serialul Wednesday de pe Netflix, o producție filmată în România cu vedete internaționale de la Hollywood, dar și cu actori români care au cunoscut rapid un succes imens. Iar invitatul meu de astăzi este Victor Dorobanțu, cel care interpretează rolul Thing, mâna, celebra mână din Wednesday. Bine ai venit, Victor, ne bucurăm tare mult că ești alături de noi astăzi. Mulțumesc că m-ați primit și eu mă bucur foarte mult. Cum spuneam, Wednesday este serialul momentului, deja a rupt câteva recorduri de vizualizări, cel mai probabil se apropie și va depăși pragul de un miliard de ore vizionate în primele 4 săptămâni, ceea ce îl va clasa într-un top 3 al celor mai vizionate seriale Netflix din toate timpurile. Este în tendințe, de fapt este chiar pe locul întâi în România și în multe, multe țări din lume. Și Victor ne va povesti astăzi tot ce se întâmplă în culise, cum este la filmări, cum este să lucrezi cu marile vedete de la Hollywood, Catherine Zeta-Jones, regizorul Tim Burton e fenomenal, și multe, multe alte lucruri, inside-uri din culisele filmărilor. Victor, în primul rând aș vrea să te întreb, știu, tu ai mai povestit, ai mai vorbit despre lucrurile astea, dar să le spunem și celor care ne urmăresc pe Adevărul Live. Cum a început totuși, dacă puteai să prevezi atunci la început tot ce a urmat și tot ce se va întâmpla? Nici nu se pune problema să fi prevăzut așa ceva, a fost ceva surprinzător pentru mine și... În continuare, la atâta timp după ce am început filmările, încă sunt în starea de șoc din care nu am ieșit. Totul a început când am primit un telefon de la o agenție de casting din București, spunându-mi că sunt invitat la un casting într-o producție cu Tim Burton. Eu inițial am crezut că e o farsă și am închis telefonul. La câteva apeluri distanță am înțeles că este serios, nu mi-a venit să cred. Am mers sceptic la interviul respectiv, care inițial nu a fost cu Tim Burton, pentru că știam că vin toți magicienii din România, sau aproape toți. Și câți ați fost? Nu știu exact numărul total, dar cam. Tim Burton a ținut neapărat să aibă un magician ca actor pe set, pentru că cel mai probabil producția ar fi făcut personajul acesta CG, adică computer generated. După ce am fost la acel casting, unde am făcut niște fotografii, am încercat să ne purtăm ca atare cu personajul, am fost contactat din nou să mi se spună că am fost ales pe shortlist, cum se spune. Cam după cât timp? La câteva zile distanță mi s-a spus că sunt pe shortlist. Shortlist-ul fiind din 3 persoane, eu, Vlad Grigorescu, magicianul din România, și Antonio Satiu, cel mai înalt român. Și... la fel, m-am bucurat, dar totuși sceptic. Am zis, domne, na, ei sunt magicieni mult mai buni decât mine. Și am fost la interviu unde de data asta era Tim Burton și Tom Turnbull, directorul de VFX, care el a avut cel mai mare impact asupra personajului meu. Și la interviul acesta am avut niște momente, că asta de multe ori mă întreabă lumea, ce ai făcut, ce a trebuit să faci la casting, ce trebuie să facă o mână la casting. Pur și simplu stăteam pe masă și ni se spuneau tot felul de acțiuni ce urmau să fie filmate în serial sau diferite atitudini sau comportamente pe care să le aibă Thing, mânuța, în timp ce merge. Și am aflat a doua zi că eu am fost cel ales de Tim Burton și normal că am scos capul pe geam și am țipat să mă audă tot Ploieștiul, că stăteam în Ploiești în momentul respectiv. Cum este Tim Burton? Este... Nu pot să descriu. Nici nu am experiență, este debutul meu în actorie. Nu am experiență cu alți regizori, dar din ce am auzit și de la alții și din ce am simțit și eu, este regizorul perfect pentru un actor. Pentru că îți dă foarte multă libertate. Înainte să tragă el take-urile plănuite de el, te lasă să încerci să faci ce vrei tu. Și din ce faci tu își alege el ce i-a plăcut cel mai mult și pe aceea se axează. Deci este un regizor care are foarte multă încredere în actorul pe care l-a ales și pune foarte mult preț pe asta. Pe lângă acest lucru, e foarte îndrăgostit de România,
El a mai fost aici cu Johnny Depp. Știe deja cum merg lucrurile, îi place foarte mult cultura noastră și modul prin care românii muncesc și își depun pasiunile. Nu știu ce cuvinte să mai folosesc ca să vă arăt admirația. El a fost cel care a ales, el este și producător, a regizat 4 dintre cele 8 episoade, e și producător. El a ales România pentru filmări? Din ce am înțeles, da. Din ce am înțeles, nu știu sigur, probabil s-a luat o decizie de mai mare amploare, nu doar Tim Burton, dar sigur a contat părerea lui față de România. Pentru că au avut acces, imaginați-vă că noi am filmat la studiourile Buftea. Deci în proximitatea ai Bucureștiul, care are de oferit ca și arhitectură diverse posibile seturi, au avut păduri foarte aproape, au avut lacuri foarte aproape, munți foarte aproape, castele în România, deci au avut de unde să găsească seturi. Poate în alte țări în care era mai ieftină producția sau lucruri de genul acesta, poate nu găseai aceleași peisaje și oportunități ca la noi. Adică un serial să fie filmat în 6-7 luni de zile, un sezon întreg, e ceva. S-a mișcat destul de bine. Când ai aflat că ai fost ales pentru acest rol, aveai idee ce presupune și ce va urma? Când am aflat inițial, nu. Dar ușor, ușor, eu, ca să vă spun ideea din spate, eu înainte să vină actorii în România, împreună cu Tim Burton și cu echipa de VFX, eu am mai petrecut o lună înainte la studiouri pentru a-l crea pe Thing. Noi am creat și limbajul lui și aspectul lui și tot. Adică l-am luat de la zero. Cum s-a născut Thing? Păi, pe partea de aspect a fost touch-ul lui Tim Burton, alături de Tristan Cornelius Vesluis, cel mai mare artist de prostetică din lume, cel care a făcut și White Walker din Game of Thrones, personaje din Harry Potter și multe altele. Ei împreună au creat mânuța. Nu voiau să arate ca o mână normală, cum era în filmele vechi. Cicatricile, stitches-urile lui Tim Burton trebuia să fie neapărat acolo. Au fost mai mulți factori pentru aspectul lui și Tristan, cel de la Prosthetics, a decis să punem și niște încheieturi false deasupra încheieturii mele, în așa fel încât pozițiile în care stau să nu se vadă și antebrațul meu ducându-se în altă direcție. Uh-huh. Și am avut tot felul de încheieturi, le spuneau stumps, care veneau în anumite poziții, deasupra, de desubtul încheieturii sau tot așa. După aceea, pe partea de limbaj s-a muncit foarte mult, pentru că nu știam cum o să vorbească Thing. Știam clar că nu are față, deci nu poate să exprime prea multe emoții, știam clar că nu are voce, subtitrări, nimic. Și am zis, ok, și ce facem? Am apelat prima oară la ideea de limbajul semnelor, limbajul body language și râdeam cu Tim Burton că stai un pic că nu avem body pentru body language. Am apelat după aceea la alfabetul din ASL, American Sign Language, să facem litere pe rând, dar ar fi durat foarte mult să spui o replică întreagă. Așa că am preluat câte puțin din fiecare și 50% a fost total improvizație. Modalități prin care eu încercam să exprim anumite replici sau atitudini de-a lui Thing, iar personajele cu care interacționam răspundeau într-un fel. De exemplu, dacă Thing făcea ceva de genul însemna serial killers și persoana din fața mea repeta după mine acest lucru, tocmai ca cei care se uită să înțeleagă. În felul ăsta, noi am adăugat ușor, ușor elemente ca să-i construim un limbaj lui Thing. Un limbaj propriu, spun eu, dar pe care ați văzut toată lumea îl înțelege. De ce a fost atât de important pentru Tim Burton și pentru serial, pentru producția serialului în general, ca Thing să fie un personaj, tocmai acum în epoca asta în care tehnologia poate face orice, cum spuneai și tu, imagini generate pe calculator și așa mai departe, și dacă pe lângă ceea ce ai făcut tu s-au aplicat și câteva efecte speciale? Da. În primul și în primul rând, ca să vă răspund la prima întrebare, Thing, indiferent cât ar fi fost muncit în CGI sau VFX, indiferent că am fi avut actor sau chiar pe mine în studio cu senzori de mișcare să fac mișcările lui Thing, nu ar fi putut să arate atât de real. Nu mai știu să nu mă fac de râs, dar parcă Michelangelo a spus că o mână nu poate fi pictată natural. E foarte greu să redai naturaluța unei mâini, chiar și o pictură, dacă intri în mișcare. Știu eu cât de greu a fost să îl facem să arate așa, chiar și cu mine pe set. Da, păi dacă ar fi fost făcut VFX, plus că probabil ar fi costat enorm de mult. Și
a fost mai mult ca sigur touch-ul lui Tim Burton, chestia asta. Eu eram non-stop pe set, în costumul albastru pe care îl văd oamenii chiar acum pe ecran. Eram non-stop pe set, pe lângă actor, mă învârteam după ei, încercam să nu-i mișc, încercam să nu se facă simțită prezența mea. Eram ca un om invizibil, deși eu mă vedeam, clar. Seturile erau decupate și încercam cât de cât să ascundem corpul unde se putea, ba sub un pat, ba după o masă, ba într-un perete, ba atârnat de tavan, diverse poziții. Și da, au fost și momente în care nu a fost integral făcut în VFX Sting, dar au fost mici intervenții, cum este scena în care Sting intră în camera lui Tyler și îl aleargă și îl bate cu o bâtă. Sting are foarte multe sărituri. Noi acea scenă am făcut-o pe bucăți care au fost lipite între ele și între acele bucăți erau și mici treceri de VFX, pentru că era imposibil să mă învârt chiar atât de mult în cameră. Acolo unde nu am putut folosi actorul, adică pe mine, scene de cascadorie sau în care Sting pica de la înălțimi prea mari sau era urcat pe o mașină sau lucruri de genul acesta, am folosit mâini prostetice mulate după mâna mea. În schimb, totul a fost filmat exact cum vedeți pe ecran, chiar și scena subacvatică a fost muncită destul de mult, dacă nu mă înșel, vreo două săptămâni cu tot cu antrenamentul de respirații sub apă, ca să spun așa. Mai stat la un moment dat în niște poziții imposibile și da, ore întregi. Da. Am fost contorsionist și tot spre rușinea mea eram, să consider eu, supraponderal, adică aveam ceva greutate atunci și mi-era destul de greu să mă acomodez cu pozițiile acestea, nu făcusem nimic de genul acesta sau gimnastică sau de-a lungul vieții, dar m-am adaptat. Mi-a păsat foarte mult de personaj și mă ignoram pe mine oricum. Și fericirea pe care o simțeam atunci mă făcea să uit de dificultățile de pe set. Te-am văzut în acest costum albastru, multă lume se întreabă de ce îl purtai, le explici tu? Da, păi noi atunci când filmam un cadru în care era și corpul meu implicit și Sting, în primul și în primul rând filmam cadrul cu mine. Îmi făceam acțiunea, după ce se termina totul, eu ieșeam din cadru și refilmau tot fără mine în cadru. În așa fel încât atunci când suprapui aceste două filmări, pe mine poți să mă ștergi, culoarea albastru este o cromă, la fel cum oamenii știu de regulă de green screen, ecranele verzi, pentru a fi mai ușor de șters. La fel, în cadrele mai întunecate, specifice Tim Burtonești, se folosește albastru. Este un croma care ajută echipa de VFX să mă șteargă foarte ușor din cadru pe mine. Și automat, ce era în spatele meu se suprapune cu filmarea curată în care nu era actorul. Și mulți alți factori, ar dura o veșnicie să vă explic pas cu pas cum se editează. Mai apărut în toate episoadele, cel mai mult ai interacționat cu Jenna Ortega, Wednesday. Povestește-ne cum a fost să joci cu ea, dacă au fost momente haioase, nu știu, s-o gâdil, să se întâmple ceva. A fost foarte greu să o fac să râdă în anumite așa momente. Așa e ea și în realitate, sobră. Ea spune că este o fire rece, nu este chiar așa, dar acolo pe set era Wednesday 100%, era atât de dedicată caracterului încât nu prea puteai să o faci să râdă din orice. Desigur, am avut în 6-7 luni de zile, am avut destule momente, dar în marea majoritate a timpului ea era deconectată și era dedicată personajului ei sau stătea cu căștile în urechi sau... Adică am avut și momente când am putut să ne petrecem timpul liber împreună, dar nu puteai să scoți prea mult de la ea. Ce ați făcut în puținul timp împreună? Ce i-a plăcut în România? Pe unde a fost? Ce a vizitat? Știu că se plimba foarte mult după filmări. Seara se plimba foarte mult prin București. Era nu doar ea, majoritatea fetelor care au venit, actrițelor care au venit la noi, erau impresionate de faptul că în România este destul de safe să mergi noaptea pe stradă. Singure? Fără bodyguards? Da, fără... da. Bodyguards ar fi atras atenția și au văzut, erau surprinse că văd fete la 11-12 noaptea că merg și se plimbă pe stradă. Și a profitat și ea de acest lucru. Desigur, au și călătorit foarte mult, au vizitat tot felul de locații cu noi, Jenna personal nu, dar pe mulți actori am încercat să-i plimb eu personal cu mașina pe unde am putut, la Castelul Bran, erau toți curioși unde era Dracula, le-am explicat că nu era Dracula, era Vlad Țepeș. I-am plimbat și în zona de litoral, pe la munte, adică toți au fost foarte curioși de România și au auzit lucruri bune. În ciuda faptului că noi în România avem impresia că cei care vin la noi au păreri proaste despre România, nu e așa. Toată lumea a auzit lucruri bune, toată lumea știe de poveștile astea cu vampiri,
toată lumea știe că avem niște păduri și munți legendari și asta au vrut să vadă și asta au văzut, nu au văzut neapărat lucrurile rele. Și ceilalți actori, Catherine Zeta-Jones, la un moment dat, Thing e lăsat să cadă din mașină, să se ducă să o spioneze pe Wednesday, dintr-o mașină în care sunt părinții ei, mama ei fiind Catherine Zeta-Jones. Ei cunoscut și pe ceilalți? Da, desigur, am trăit împreună cu ei pe set, am fost o familie. Aveam rulotele una lângă alta, am avut ocazia să vorbim foarte mult. Cu Catherine nu am avut timp atât cât am avut cu Louis, de exemplu. Louis Guzman mi-a devenit ca un frate pe set și este prietenul meu cel mai bun din producție, ca să spun așa. M-am înțeles fenomenal cu el, mi-am serbat ziua de două ori în România, unde s-a distrat copios și cu muzică tradițională de-a noastră și cu bucate și băuturi tradiționale și a fost foarte fericit. El mi-a spus că, fiind puertorican, e foarte asemănător cu modul nostru de a petrece. Spiritul ăsta, da, latin. Da, da, da. Și ne-am simțit foarte bine. Catherine este o... Cum să zic? Dacă ar fi să adun toată feminitatea de pe planetă într-o singură persoană, ea este. În orice context o găseai, era o divă și exact cum o vezi pe ecran, poate chiar mai mult în realitate. E ceva deosebit. Cristina Ricci? Cristina Ricci a venit mai târziu în producția noastră, în filmări. Nu prea am interacționat cu ea. Desigur, am socializat esențial, ca să spun așa, dar nu, n-am apucat să ne împrietenim. Să revenim un pic la Thing. În celebrele filme din anii 90, Familia Addams, în care Cristina Ricci era Wednesday, cea mică Wednesday originală, dacă pot spune așa, rolul lui Thing a fost interpretat de Christopher Hart, care e actor și la rândul lui magician. De ce, sau componenta asta, abilitățile acestea de prestidigitație, de ce sunt atât de importante, cum ajută, cum contribuie la crearea unui astfel de personaj? Chiar vorbeam lucrul acesta și cu Christopher Hart, pentru că am apucat să ne împrietenim. Am vorbit lucrul acesta și cu colegii mei magicieni din România, în special cu Vlad Groescu și cu Antonio Satiru, care au fost și ei cu mine la casting. Noi suntem de părere per total că magicienii, adică partea asta de prestidigitație, nu prea are legătură cu personajul Thing. Deși toată lumea, inclusiv Tim Burton, credea asta. Cel mai mare avantaj este faptul că suntem obișnuiți cu repetiția și putem să facem un lucru de 1000 de ori și să-l perfecționăm. În schimb, noi suntem relativ mecanici în gesturile mâinii și deloc grațioși, să spun așa. Adică partea de prestidigitație a ajutat mai mult pentru antrenamentul lui Thing, dar personalitatea lui Thing nu știu de unde a venit. Am și alte laturi artistice, cânt și la chitară. Îmi place să dau viață, de mic îmi plăcea cum mă jucam cu jucării, să spun, să dau viață personajelor. Nu știu de unde a venit exact caracterul ăsta al lui Thing din mine, dar nu doar din magie și foarte puțin din magie. Te întreb asta pentru că, într-adevăr, Thing chiar pare că are suflet și sunt niște scene emoționante acolo. La un moment dat, Thing este înjunghiat, este resuscitat, o emoționează până și pe Wednesday, care varsă câteva lacrimi, Wednesday de obicei nu plânge. Practic, o mână a reușit să creeze o scenă foarte emoționantă. Da. A fost cea mai grea scenă și cea mai frumoasă pentru mine. Bine, și pentru Fred Armisen, care îl joacă pe unchiul Fester, și pentru Jenna, a fost o zi destul de grea de filmări. Nu mai amintesc ce am mai filmat în ziua respectivă, dar știu că eram pe ultima 100 de metri în ultimele ore, eram terminați, machiajul lui Thing pentru acea scenă a fost foarte greu și toată lumea m-a așteptat. Pur și simplu nimeni nu mai știa ce se întâmplă, cum să-l facem, din ce unghi să filmăm. Și pur și simplu noi, eu cu Fred și cu Jenna, alături de Tim Burton, am zis, hai să încercăm pur și simplu să improvizăm. Deci a fost, din câte mi-amintesc eu, cel puțin partea mea a fost complet improvizație. Nu știam ce o să fac, cum o să fac. Eu, într-un fel, eram și eu ajutat de faptul că purtam acel costum albastru, pentru că m-a ajutat să mă deconectez eu de corpul meu, să nu-l mai văd, să mă uit la personaj și să mă concentrez, să intru în pielea lui. Iar în acea scenă, Jenna Ortega a făcut 50% din munca mea, pentru că doar mă uitam la ea și încercam să reacționez natural. Eram efectiv conectați acolo în poveste, o vedeam pe ea cum plânge și plângea extraordinar de bine.
Și gestul acela în care a ridicat degețelul așa cu ultima lui suflare a fost pur și simplu un moment. Ea a venit cu ideea și am reușit să le îmbinăm. Dar a fost cea mai grea scenă. Cea mai grea. E foarte greu să-i dai lui Sting personalitate și emoție, dar aparent am reușit. Ne-am chinuit, dar am reușit. Uite, tocmai din acest motiv, în presa internațională s-a scris și presa internațională a scris foarte mult și foarte frumos despre tine. De, practic au spus că ești revelația. Pe lângă Jenna Ortega, într-adevăr, joacă foarte bine și prestația a fost lăudată, dar prestația ta și rolul acesta special a fost lăudat, iar în presa internațională s-a scris că ai șanse chiar la un premiu Emmy sau un Glob de Aur. Da. Și eu sunt șocat. Se întâmplă lucrurile astea de aproape 2 săptămâni de când s-a lansat serialul. Mă așteptam la personajul ăsta să pună preț în povestea Wednesday, dar nu mă așteptam ca oamenii să mă asocieze și pe mine ca actor. Eu am crezut că o să fiu invizibil în media după ce se lansează serialul, dar aparent, cred că datorită lui Tim Burton, pentru că a început el niște declarații în care m-a lăudat, de acolo a fost așa ca un bulgăre care se transformă în avalanșă și au năvălit peste mine și mesaje de la oameni, toată presa din state și din alte țări, fanbase-urile din Brazilia, Germania, Anglia. Am rămas, adică încă sunt șocat, se vede pe mine, mă bâlbâi, sunt șocat de ceea ce se întâmplă și nu mă așteptam la acest lucru și da, sunt recunoscător, să spun. Cum gestionezi succesul ăsta? Nu, nici nu știu că este, adică nu, momentan nu realizez, doar încerc să fiu prezent, să nu mă deconectez de tot. Încerc să fiu prezent și să încasez tot ce se poate. Am încercat inițial să răspund tuturor oamenilor care îmi scriu, până în momentul în care am văzut că aveam watch time sau, mă rog, timpul de utilizare al telefonului ajunsese la 16 ore pe zi și am zis, nu mai, gata, facem o pauză. Încerc să manageriez ce se întâmplă. Un alt moment special și așa cu wow factor pentru tine a fost lansarea premiera din LA. Povestește-ne, da, cum a fost acolo. A fost în octombrie, nu? Până la premieră a fost un șoc pentru mine și faptul că trebuie să călătoresc. Eu nu ieșisem niciodată din România, mai ales cu avionul. Deci a fost primul meu zbor și primul meu zbor a avut 15 ore. A fost și o experiență plăcută. Am avut un zbor la business. Eu nu știam nici cum arată la economy. Dar apoi să intru într-un avion și să fiu întâmpinat de bucătari și etc. Când am ajuns în LA, am avut al doilea șoc. Mă așteptau o grămadă de fani. Văzuseră la mine pe Instagram Stories că urmează să ajung la ora cu tare. Eu mai mult făceam story-urile respective pentru prietenii mei din România. Și zic prieteni, nu fani, că în România nu prea am avut și nici nu am foarte mulți fani. Când am ajuns acolo, au dat năvală peste mine, oameni cu afișe în mână pe care să dau autograf și eu m-am blocat total. Nu știam, nu realizam că se întâmplă lucrul ăsta și nu credeam că o să mă aștepte în aeroport totuși. Erau oameni care conduseseră 2 ore ca să facă asta. Și da, într-adevăr, experiența de acolo, faptul că am avut ocazia să stau într-un hotel plin cu actori și celebrități pe care mai de mult le vedeam la televizor și le admiram. Premiera în sine, tot la fel, a fost un șoc. Toți reporterii care mi-au luat interviuri și sute de camere îndreptate spre mine, a fost overwhelming. Chiar am avut o ținută făcută de doi români, Dragoș Constantine și Hilke Muslim. Au muncit foarte mult la ea și am fost mândru că ei mi-au făcut ofertă să port designeri de acolo, dar am ținut neapărat să port ceva de designer și stilist român. Și ținuta respectivă era, na, dacă vă uitați la ea, denotă ceva rău, trebuia să fiu serios, să am o atitudine și eu acolo aveam ochii umflați, dacă vă uitați pe interviu, că na, mai aveam momente când mă întorceam cu spatele și lacrimam de fericire. Deci a fost o experiență fenomenală pentru mine. A fost scurtă, am stat doar 2 nopți în Hollywood, dar nu o să uit niciodată și o să revin. Uite, totul s-a întâmplat așa și tu vorbești foarte natural și sincer despre asta și poate tocmai din acest motiv succesul acesta este atât de mare, pentru că în continuare iei lucrurile foarte natural și te comporți foarte natural, adică nu pari că ai urcat rapid undeva acolo pe un podium și nu-ți mai place să te uiți în jos, nu știu. Da, nu vreau și nu știu, și dacă aș fi vreodată pe o scenă, aș prefera să cobor lângă oameni să vorbesc cu ei. Nu,
nu-mi plac chestiile astea pe care, din păcate, foarte des le vedem în România. Oamenii merită să fie pe un podium, artiștii respectivi, dar când vorbim de caracterul lor, ar trebui să dea puțin jos și de pe podium și să realizeze că, până la urmă, sunt acolo datorită oamenilor care îi urmăresc. Și dacă te uiți în jos către ei, ei nu se mai uită în sus către tine. Adică nu aș vrea niciodată să ajung în punctul acela și să-mi amintiți că am spus asta aici, dacă ajung vreodată acolo. Și mai ales pentru că tu ai avut un parcurs, nu știu, hai să nu-i spunem foarte greu, dar a trebuit să te zbați un pic în domeniul ăsta, apariții TV, apariții la diverse show-uri, ai făcut și teatru de păpuși. Da. Cum a început toată pasiunea asta ta? Uite, îmi spuneai că în copilărie, când te jucai, încercai să însuflețești jucăriile, să le dai viață. Da, făceam lucrul ăsta din, nu știu, probabil cum face orice copil când găsește o păpușă sau o mașinuță și încearcă să facă o poveste cu ele pe covor. Ulterior, când m-am făcut mai mare, în adolescență, începând de la 15 ani, am vrut să câștig și eu bănuții mei de buzunar singur, ca să fiu independent. Încercam cel puțin și am lucrat la un teatru de copii din Ploiești, Teatru Ancuța, unde, na, eu nu făcusem cursuri de actorie, dar faptul că am avut ocazia să lucrez alături de actorul Adrian Ancuța și de colegii de acolo, am învățat de toate, și puțin teatru de păpuși, și actorie propriu-zisă, și dans, și ulterior și magie. L-am cunoscut acolo pe magicianul Verdini, care mi-a arătat câteva truculețe și m-a călăuzit, să spun așa, în arta magiei. Ceea ce inițial a fost, sincer, nu o pasiune dementă, cum au unii, în sensul hai să stau să perfecționez arta asta, să mă documentez, să învăț lucruri. Noi nu. Am fost ca într-o relație pe interes. Eu doar voiam să scot reacții și emoții de la oameni prin intermediul acelor truculețe. Și așa, ușor-ușor, m-am îndrăgostit de arta asta. Am început să fac și spectacole pentru adulți, ușor-ușor. Ai început să studiezi? Da. Cum? Cât de cât? Videouri pe YouTube? Da, videoclip. Cei care se apucă inițial găsesc și pe YouTube. Îți faci ulterior și prieteni sau intri în comunități de magicieni care îți mai împărtășesc surse sau chiar te învață ei. Ulterior ajungi să cumperi produse de magie și cărți de magie. Fiecare își găsește drumul în această artă. Dar în continuare consider că și în România sunt magicieni mult mai mult decât mine. Doar că eu mă consider puțin diferit față de majoritatea, pentru că nu vreau să urc pe o scenă și să spun uite ce putere am eu sau să presupun că fac magie. Eu le spun oamenilor că eu am învățat niște trucuri de iluzionism și aștept magia din partea lor, adică reacțiile. Și orice fac ca și magie, majoritatea o fac close-up magic, adică mă duc la evenimente și fac în mâinile oamenilor, nu pe scenă. Și sunt lucruri de socializare, lucruri prin care încerc să scot o emoție de la omul respectiv sau să las pe el cu o amintire plăcută. Deci pentru mine magia este un pic diferită față de... Cum reacționează oamenii și cum este privită această meserie până la urmă în România? Și dacă poți cu adevărat să trăiești din această meserie? Foarte greu. Se poate, normal. Sunt o grămadă care fac asta, inclusiv eu. Eu vă spun sincer și nu mi-e rușine să spun asta... Foarte greu a fost pentru mine să reușesc să am câteva show-uri. Ok, suntem invitați la evenimente de genul nunți, botezuri, etc. Dar evenimente de firmă, corporate? Da, corporate-uri, lucruri de genul acesta, da. Mai sunt eu și încă câțiva magicieni din România facem și, cum am spus, close-up magic, adică mergem în locații la petreceri sau diverse evenimente și facem close-up, adică ne plimbăm printre oameni și facem tot felul de momente de magie, care este o experiență total diferită față de cea de scenă. Dar din ce am auzit și eu de la colegii mei de brazlă mai în vârstă, pentru că părerea lor le ascult și lor, este foarte subapreciată această artă în România. Oamenii nu realizează câte lucruri poți să înveți tu ca spectator uitându-te la un spectacol de magie. Toți își imaginează că suntem acei magicieni clasici cu scoatem o eșarfă și un iepuraș și nu este așa. Sunt foarte multe forme și variații ale magiei. Fiecare magician este la fel ca un stand-up comedian. Are fiecare categoria lui și nișa lui. Și ar trebui să fie un pic mai apreciată în România. De obicei, când se aude de un spectacol de magie, sunt cam goale sălile la noi. Pe când în străinătate... Nu cred că ar trebui să plec mai mult de 2 zile într-o țară oarecare și să nu am un show.
Deci, da, ar trebui să deschidem un pic ochii și în partea asta artistică. Exact cum spuneai și tu, poate chiar să apropie de un show de stand-up, pentru că da. E vorba de socializare, mai ales în, în genul acesta de magie. Și schimb oamenii părerea după ce văd că interacționezi, implici, îi atragi în acest joc. Cum reacționează după aceea? Uite, pentru magician e foarte greu. Părerea mea, nu știu, nu am ascultat și părerea celorlalți colegi legat de lucrul ăsta, chiar o să-i întreb, dar atunci, eu consider că atunci când ești pe scenă ca magician, comparativ cu un stand-upper, stand-upperul aude, ok, avem reflectoarele în față, nu prea vedem publicul, da? Dar stand-upperul aude reacțiile, aude râsetele sau tăcerea și știe clar dacă a mers sau nu și știe cum să redreseze. Fapt pe care îi apreciez foarte mult. În schimb, magicienii, dacă nu văd publicul și văd doar reflectoarele, ei nu știu ce se întâmplă. Pentru că la magie, deseori nu râzi, rămâi șocat, rămâi mască, tăcut, gură căscată. Și noi nu știm ce se întâmplă în public, nu știm dacă oamenii au rămas plăcut, surprinși sau dezamăgiți. E foarte greu. Eu de-aia nu am avut până acum prea multe show-uri de scenă. Chiar acum planific unul, planuiesc să-l fac până în sărbători. Vreau să fac un show caritabil și să le arăt oamenilor cum pot să facă ei magie. Unde? Cum? Spune-ne mai momentan multe detalii. Momentan nu am stabilit o dată, dar zilele acestea o să-l anunț pe social media. Sper să pot să-l fac până în Crăciun, dacă nu după. Vreau să-l prezint ca cel mai mare tutorial de magie din România, în care învăț oamenii cum să facă magie la rândul lor, în viețile lor. Alte proiecte pe zona aceasta, în afară de acest show, mai pregătești? În afară de acest show, sunt în continuare deschis către evenimente unde merg și fac close-up magic, unde încerc să împărtășesc tot felul de emoții cu oamenii prin magie. Sunt deschis și către petreceri corporate și petreceri private. Îmi place să fac asta și nu cred că o să mă opresc niciodată din a face asta. Și acum, mai nou, după acest serial, am primit mai multe perechi de ochi ca spectatori din multe țări. Mai exact, fanii noștri sunt din 84 de țări. Deci acum am ocazia să mă duc și în alte locuri să împărtășesc ceea ce fac, dar cred că niciodată nu o să plec din România. Adică plec doar să fac asta și să mă întorc. Dar pe zona de actorie, film, serial, ți s-au făcut... Nu, ai primit după acest serial, după această apariție, oferte? Legat de alte seriale sau filme, nu, pentru că de obicei nu se abordează actorii care se știe că sunt într-un proiect activ. Că, până la urmă, Wednesday e un proiect activ. Poate se va filma în continuare, nu se știe. Cel mai probabil așa va fi. Presa internațională așa scrie după un asemenea succes, va urma și sezonul 2. Eu, până nu ne anunță Netflix și MGM, nu pot să zic nimic, vă dați seama. Adică atunci când se va decide, sigur, atunci pot să zic și eu. În rest, sunt multe cancanuri pe internet. Deci nu ascultați nimic până nu o să anunțe Netflix oficial, dar nu am primit încă oferte, sunt sigur că o să primesc și sunt deschis să fac asta în continuare. Aș merge și cu magia și cu actoria în paralel, nu cred că mi-este greu să fac asta. Spune că te-ai apropiat destul de mult de Tim Burton și de unii dintre ceilalți membri ai castului. Mai ținut legătura? Ții legătura cu ei? Tim Burton este un om foarte ocupat și foarte greu de găsit, să spun așa. Ne-am mai schimbat niște mesaje. În schimb, cu Luis Guzman tot vorbesc și am păstrat legătura. Colegul meu de set, George Burcea, Antonio Satiu, care până la urmă a primit un rol ca profesor în universitate, Cezar Gromăzescu, antrenorul de scrimă al lui Wednesday, care este tot român de la Teatrul Mic din București. Cu ei țin legătura foarte mult. Cu ceilalți actori, cu, să le spun mai bine numele personajelor, poate oamenii nu îi recunosc după numele de actor, cu Bianca, cu Yoko, cu Enid. Am ținut legătura cu toți cât am putut. Victor, îți mulțumim tare mult. Ne-ai povestit o mulțime de lucruri interesante. Așa cum spuneam, eu mă bucur că ești foarte natural și deschis și cu siguranță drumul o să fie la fel pentru tine. Ne-am bucurat să fie sezonul 2-3 din Wednesday. Îți mulțumim încă o dată că ai fost prezent la Adevărul Live. Sunt Raluca Moisă și vă așteptăm la o nouă ediție. La revedere!